Se pare că între Antonia și Valentin relația evoluează pe zi ce trece, dincolo de ciocnirile dintre ei. Spune un secret. Nu spune un secret. Pregătit? Îmi place rău. Frumos să nu placi măcar jumate cât te place. Și simt așa că încep să țin la tine foarte mult, să știi. Ca să nu folosesc cuvântul celălalt. E prea mare. Să mă îndrăgostesc. Eu să zic doar că încep să țin la tine. Mi-e foarte frumos. Mersi pentru tot ce mi-ai dat ieri. Mi-a plăcut tot. Este o scumpite. Să seara am dormit cu ursuleț de la tine. Este un băiat special. Da, chiar știu. Îmi spune că vreau să fiu mai sus. E prea înalt. Nu știu asta. De ce? Pentru că ești dulce, ești atent, îmi oferă afecțiune, îmi spui lucruri frumoase. Ești exact cum mi-am dorit eu, un băiat. Îți pasă de mine că mă vezi supărată sau tristă, vii să mă încurajezi, vii să vorbești cu mine, mă asculți. Mersi că ai renunțat la mine. Mersi, mulțumesc. Mulțumesc! Nu ai renunțat la mine, Valentin. Mulțumesc că n-ai renunțat și că nu ai simțit să renunț, adică ai simțit să vii spre mine în continuare. Pentru că mie mi se pare că tu ți-ai călcat foarte mult pe orgoliul tău de bărbat. Nu acum nu mai contează. Și mulțumesc. Îmi doresc să merit atât. Și dacă vorbele Antoniei deveniseră tot mai mieroase, mintea lui Valentin începuse încet, încet să o ia razna. Ce privire asta la mine? Nu, destul de urât, rău. Da, te rog, te implor, te implor, nu mai faci așa, te implor. Hai, te implor. Uite, fii atent, am uite membru. Ia. Pune-te-n bar. Ia. Stau aici. Ok, mulțumim. Ce să zic. Lăsa-i încredere în mine. Am încredere. Că viața mai frumoasă. Am încredere în tine. Tu n-ai încredere în mine.
știu ce zici. Știu, am întire. Să fii atent peste tot. Hai să ții pahar. Puteți să aprindeți lumina. Ce e, Antonia? Vine să plâng. Îți venea să plângi? Fericiri? Că plângi și ce? Am plângi sau râzi? Ambele. Plângi sau râzi acum? Ambele. Mă simt penibil, rău. A fost foarte frumos. E, lăs față, că nu e cazul. Păi, ori te asumi? Se pare că sunt niște momente foarte intime și pe care toate cuplurile le au, dar nu știu. Nu știu ce să mai zic, îmi pare rău. Bunica mea, îmi cer scuze, mami, îmi cer scuze, bunicii mele. Tu ce zici, Valentin? Da, mie nu mi s-a părut ceva. Nu eram dezbrăcată, dar... Eram în fustă, da. Se ridicase fusta. Nu puteam să dăm la televizor, că dacă dădeam la televizor, erai foarte supărată că de ce am dat fusta ridicată la televizor. Nu nimic că ieși din cum. Data viitoare să ții blugi, ca să nu se mai vadă nimic. Eu te ce încurajă primești de la mama săptămânii. Doamna, dragoste, iubire, dar e ora 15 și 14 minute. Acum era ora 2 noapte. Ei, da, da. Știi că noi avem emisiunea ziua și dăm ce se întâmplă noaptea, mai dăm și ziua uneori. Da. Da. Acum, sfatul meu este să nu mai căutați unghiuri moarte, că nu. Au căutat-o alții nu știu câte sezoane înaintea voastră și nu le-au găsit. Lăsați așa, astea sunt, știți, 57, pac, pac, peste tot, nu mai... Nu știu, eu consider că erau niște momente foarte intime și poate puteau fi omise anumite chestii, da? Păi ce se întâmplă într-un reality se vede la reality. Oricum înțeleg că au fost omise. Acum... Ce să mai zic? Vrei să vezi ce s-a omis? Nu, este destul de... Așa mă gândeam și eu. Așa mă gândeam și eu. Să o lăsăm așa. Vorba aia. Ce ziceți, doamna Floarea? Asta zic, a fost un moment foarte frumos. Toată lumea era foarte atât. Da, bravo 10, nu? Era mai rău dacă se băteau, dar dacă s-au ocupat... Asta așa e, Doamne ferește cu bătut. Scuze. Doamne ferește. Acum când? Când ajunge la anime? Îmi puneți-mi niște întrebări la care nu pot să vă dau un răspuns. Da, acum este fix alegerea lor cum...
vor să fie filmați. Noi nu putem să intervenim în reality, știi? Adică nu putem decât să dăm sancțiuni, cum s-a întâmplat în cazul lor, că au ascuns ceva. Păi și tocmai, asta nu e mai bine. Noi nu am ascuns nimic. Da, dar nu v-am sancționat. Nu v-am sancționat. Mai mult, mamele v-au felicitat. Adică ce vreți mai mult? Despre asta vorbeam. Despre cuplul nostru, noi ăștia suntem. Da, suntem puțin de la cei ce-a sus, dar amândoi... Da, cred că de la premiu vi se trage. Da, păi ar fi bun să fie și un premiu mai... Da, lăsați, lăsați. Mai un pic acolo. Știi cum? Avem o probă care se numește cabina telefonică. Cine rezistă la proba aceea, cine câștigă proba aia, are un premiu mai consistent. Merge la hotel cu iubita, iubitul, acolo chiar fără camere. Adică... Nici ne supravegheați. Normal că nu o să vină vreun coleg sau o colegă să stea în cameră cu voi. Stă la ușă? Nu. Nu stă nicăieri. Voi vă vedeți de viața voastră, nu ne interesează ce se întâmplă dincolo de în intimitatea voastră. Nu este, doamnă. Hai să nu fim paranoia acum. Doamne, ferește. Deci nu. Din păcate, noi avem foarte multă pasiune. Din păcate, în această emisiune avem foarte multă pasiune. Așa, din fericire, afară. Să fie altceva. Corect. Doar că, na, acum voi trebuie să luptați să ajungeți la finalul sezonului, nu? Da. Lasă... Și mai durează un pic. De-abia suntem în prima săptămână de primăvară. Ne vedem așa cam pe la jumătatea verii, în finală. Da, până atunci însă, uite, Valentin mai are un hop, nu? Ești da. În cursa de eliminare cu Cristi. Da, și vă invit să votați pe mireasa.1.ro și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Da? Bine, ce facem?